tot ceea ce a făcut în această perioadă domnul Dan Diaconescu va constitui obiectul sesizării pe care OPSP o va înainta organelor abilitate de lege, modul în care a încercat și a folosit documente false și a încercat să înșele instituții publice. Am încercat să înțelegem și să aflăm ceea ce se află, dacă doriți, în spatele întregii acțiuni. Vreau să vă confirm faptul că nu există niciun fel de cont la banca HSBC în ceea ce privește firma Gliding LTD. Firma Gliding LTD nu există. Singurele firme în Olanda cu acest nume, Gliding Adventure și Gliding Vintage, au ca obiect vânzarea de articole sportive. Ehud Lietard Perbolte este o persoană care evident nu are niciun fel de cont la banca respectivă, nu mai are domiciliul în Olanda, ultima dată avea un domiciliu cunoscut în Spania, probabil că de aceea domnul Diaconescu a mers în Spania. Vă pot da sigur și alte date de interes pentru media, faptul că este scriitor de romane polițiste. Compania DeepSov Group, care ulterior, după demascarea acestei înșelăciuni cu cetățeanul Perbolte, s-a arătat de asemenea dispusă să pună la dispoziție 90 de milioane de euro. Este o societate înregistrată în Rusia cu un capital de 200 de euro. Toate aceste elemente se află în posesia instituțiilor statului și evident vor constitui în continuare probe. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, o să aveți în continuare imagini cu acea mașină care transportă banii lui Dan Diaconescu, bani scoși astăzi dintr-o bancă bucureșteană, 1,8 milioane de euro. Știrile serii sună în felul următor. Domnul Victor Ponta a spus că Dan Diaconescu a încercat să înșele instituțiile statului, se vor constitui dosare penale. Firma din Olanda invocată nu există, cea din Rusia avea un foarte mic capital social, 200 de euro și o cifră de afaceri de peste 8.000 de euro. Dan Diaconescu la rândul îi spune că va face plângeri penale împotriva guvernului care în mod nedrept i-a tăiat dreptul la această privatizare. Bună seara, domnului Cristian Tudor Popescu, senior editor al ziarului Gândul și scriitor. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule Popescu. Bun, e gata, s-a terminat aici, în această seară, sau vorba lui Dan Diaconescu ține până pe 9 decembrie? Bineînțeles că nu s-a terminat nimic din punctul de vedere al lui Dan Diaconescu, care are suficientă carne de tun mediatic din tot ce i-a permis guvernul Ponta să aibă până în 9-10 decembrie. O să mai plimbe niște saci cu bani sau cu alte substanțe aici pe acolo, o să mai inventeze și alte happening-uri, astfel de întâmplări ca aceea de astăzi, pentru că domnul Diaconescu este foarte bine antrenat în materie de propagandă și manipulare la nivel public, în scop propriu, este extrem de bine antrenat, experimentat în haznaua aceea mediatică a domniei sale, în care a lucrat ani de zile la OTV, s-a antrenat. Și acum aplică ce a experimentat acolo, fiind mult mai experimentat în ce face decât este guvernul Ponta în conducerea statului. De altfel, ca să vedeți că domnul Diaconescu este foarte bun din punct de vedere tehnic în materie de propagandă, aș vrea să vă pun în comparație ce a făcut unul dintre cei mai mari propagandiști, poate cel mai mare propagandist din cinematograful mondial, care este Michael Moore. Își amintește toată lumea cu siguranță 9-11, exact. Filmul lui celebru, și ultimul său film, care se numește Capitalism, o poveste de dragoste, a love story. E acolo, Michael Moore se duce la o mare bancă din New York, la Citibank, cred, sau mă, n-are importanță, vine cu o dubă și cu niște saci. Duba e goală, sacii la fel. Se duce la poarta băncii și spune, am venit, bineînțeles cu toate camerele pe el, am venit să iau înapoi banii poporului american, pe care voi, pisicile grase din bănci, i-ați furat. Puteți să-i aruncați de la etajul întâi.
Nu e nevoie să vă deranjați până la parter, noi suntem cu sacii deschiși aici. Hai, dați-i drumul, aruncați. Bineînțeles că bodyguardii se uitau la el pătrat. Secvența însă și-a atins scopul, care este același cu cel al lui Dan Diaconescu, scopul mediatic. Nu are nicio legătură cu Old Chimu, cu guvernul, cu petrochimia, cu nimic. Mediatic, domnul Diaconescu a venit cu sacii cicăplini. Nu știe nimeni ce era în sacii aceia, pe care i-a proiectat asupra guvernului, asupra porții Ministerului de Finanțe. Invers ca procedeu decât de Michael Moore, la fel ca eficiență propagandistică mediatică. Deci ar fi bine ca în continuare să nu-l mai neglijeze cum a făcut guvernul Ponta. Guvernul Ponta a avut impresia, a comis o greșeală enormă, nedându-și seama cât de bine antrenat este acest Diaconescu la așa ceva. A zis că o rezolvă ușor. S-au gândit, bă, ce să facem? Să-l blocăm așa cum ar fi cinstit pe acest individ acuzat de șantaj, de mită, de spălare de bani, cu sute de amenzi ale CNA-ului, cu datorii la stat de 1,5 milioane de euro. Așa cum ar fi cinstit și de bun simț să-l blocăm printr-o prevedere în caietul de sarcini privind reputația celor care participă, economică, financiară, celor care participă la și în branșe firește, care participă la licitația Old Chimu. Bă, dacă o facem, ăsta strigă până la cer că m-au blocat ciocoii. Nu e bine, hai să-l lăsăm să iasă. Și l-au lăsat. Și au obținut ce au obținut, pentru că nu și-au dat seama cât de bun este Dan Diaconescu la așa ceva, la propagandă ordinară, foarte eficientă făcută. Bun. Concluzii, să spun consecințe, nu concluzii. Întâi pentru domnul Dan Diaconescu. Câștigă, pierde din toată povestea asta? Domnul Dan Diaconescu, așa cum scriam în gândul acum 3 săptămâni, deci chiar în... nici nu mai știu că am pierdut noțiunea timpului când se aglomerează. Știți că la circ nu mai, când eram mici la circ, nu mai aveam noțiunea timpului, cât durează spectacolul, așa și aici. Chiar atunci, în momentul licitației televizate, înainte să se anunțe rezultatul, am scris un editorial intitulat Dan Diaconescu a câștigat. Nu mai avea nicio importanță ce urmează, pentru că scopul în care a investit 130.000 de euro, că pe ăștia singurii bani pe care i-am văzut. Sau, nu, am mai văzut astăzi, cred că 100 de mii în niște teancuri, în sacii aceia. În niște teancuri, da. Deci banii ăștia sunt un cost mult mai ieftin decât l-ar fi costat publicitatea asta imensă pe care a obținut-o în aceste zile și care era singurul lui obiectiv. Deci, eu vreau să mai spun doar atât, domnul Biblea. Dan Diaconescu spunea că suntem în Kafka. A spus lucrul ăsta de vreo 2-3 ori. Da, are dreptate. Suntem în Kafka. Deci dacă domnul Diaconescu, îl considerăm pe domnul Diaconescu transformat într-un gândac, atunci, într-adevăr, ca în Metamorfoza, gândacul ăsta de bucătărie s-a mișcat cu o viteză extraordinară. Știți cum se mișcă gândacii aia prin bucătărie? Cristian Tudor orice... Miriapod nu este gândac. Poftim? E Miriapod. E are multe piciorușe, gândacul lui Kafka. Creatura lui Kafka, Florin. Avea multe piciorușe. Asta, și ce gândacul are? Are aia pe care... 6 are. 6 are, da. Miriapodul are 10, sute. Da. E greu de spus ce este făptura lui Kafka. Da? Creatura aia. Să zicem că e o insectă, mă rog. Important este că acest gândac rapid, repet, care identifică cu o viteză remarcabilă orice crăpătură pe sub ușă, pe sub frigider, orice gaură, pentru a ajunge la hrana lui mediatică, ăsta este Dan Diaconescu, a pus în vedere tuturor harta găurilor din societatea românească. Găurile de la guvern, care n-au fost în stare să îl oprească. Faptul că domnul Ponta pomenea de romane polițiste astă seară, de scriitori de romane polițiste, de investitori în articole sportive și de pescuit de 250 de euro de pe nu știu unde, păi asta este o autobatjocură la adresa guvernului. Pentru că guvernul a permis
să se ajungă într-o astfel de situație și putea să stopeze cu simț de răspundere, cu bun simț și cu conștiință pentru interesul național, putea să stopeze lucrurile, dacă nu se gândea la combinațiuni politice până la urmă și prost gândite. Deci, domnul Diaconescu a pus în lumina asta, a pus în lumină ce a ajuns presa din România și în special televiziunile de știri, domnule Striblea, doamnă Drăgostescu, subiect despre care am mai discutat, otevizate, cum spunea domnul Diaconescu acum câțiva ani. Le-au otevizat și acum, automat, televiziunile de știri i-au făcut jocul. Pentru că așa se întâmplă, astea sunt mecanismele presei. Zile în șir nu am văzut decât bazaconile, fantasmagoriile, aberațiile, înșelăciunile acestui individ pe ecran. Păi, da? Nu le-ați fi văzut dacă nu exista un sistem de stat care să-i permită. Și soarta păi mai multor oameni... Despre asta am spus domnul Striblea în primă instanță, despre guvern. Dar noi, presa, nu ne putem scoate din poveste. Să știți, nu ne putem scoate. Nu ne scoatem, dar ne uităm. În ultimă instanță a pus în lumină și sistemul de valori din România și nivelul asta civilizației politice din această țară de acum. Asta e. Alo? În ce sens zis, aici? Asta e sistemul de valori și forța instituțiilor din România. În sensul următor, câți oameni din țara noastră sunt capabili să refuze sume de bani care vin de la persoane cu o proastă reputație, de la persoane dubioase, de la persoane acuzate de șantaj, de luare și dare de mită, de la persoane cu un asemenea profil? Câți sunt cei care pot să spună nu, banul are miros și nu mă interesează, și mă interesează de la cine vin acești bani? Aceasta este o valoare distrusă, după părerea mea, în România în acest moment și la baza a ceea ce am văzut și a fost numit în toate felurile circ, clovnerie. După părerea mea, circul are și ceva, clovnia e mai și râzi. Eu am auzit cuvântul amuzament la domnul Ponta în seara asta. Eu n-am râs nimeni niciodată, în niciun moment al acestor zile și mă îndoiesc că vreunul dintre muncitorii de la Old Kim sau cineva din familie lor au zâmbit măcar la ceea ce au văzut. Deci asta este lucrul cel mai grav, această ultimă valoare despre care am vorbit și pe care evoluțiile animalului lui Kafka le-a pus în lumină. Mulțumesc! Bună seara! Mulțumim, Cristian Tudor Popescu, jurnalist la Gândul și scriitor. Asta e o mare vreodă lui circ, de escrocherie, de escroc. Deci asta e cea mai mare de escrocherie și de circ, care face Dan Diaconescu. Păi ce asta? De bani în stat, ci... Doamne ferește! Dacă ar exista vreun antidot sau știu eu, vreun niște analize de escrocherie, păi ăsta e cel mai mare escroc internațional. Păi văd că sunt de euro. Da, 7 saci, da. Păi care 7 saci, domnul Pieleanu? Păi dacă sunt de euro... E mai mult de 2 milioane, da. La haină, nu ți-am zis, în costum intră, în buzunarele de la pantaloni, în buzunarele de la piept, în buzunarele de jos, intră 2 milioane de euro. Ce saci? Nu vezi ce escrochet? Deci el a pus deasupra bandă 500 de euro, văd, și în saci ceilalți probabil o fi de 50 de euro. A pus un pachet de 50, parcă sunt șmenari. Brăila face. Da, râdeți dumneavoastră, râdeți, dar domnul Fenechiu mi-a zis ceva de banii aia acolo la un moment dat. Ce îmi spunea, că n-am prins exact de fișicurile alea de 500 de euro. Erau de 500, nu erau de 500. La un moment dat, cineva a scos cu o mână un fâșic de 500 de euro, 50.000 de euro, aproximativ, cred, 50, acolo. 50.000 de euro într-un pachet de la... Da, dar... Da. Saci sunt taci în fața. Dar, dincolo de toate, cine și închipuie că într-o țară din Uniunea Europeană se cumpără o fabrică astăzi cu bani aduși în sac, totuși înseamnă că e la fel ca ceea ce dorește Dan Diaconescu să fie. Ori, vorba lui Gigi Becali e escroc? Vă întreb pe toți acest lucru. Dom'le, e o escrocherie atunci? Nu e frumos să vorbești așa. Nu vorbim așa. De televiziune, ministru... Dar răspunsul franc este da. Domnul Igaș, e escroc? Păi, eu am văzut alături de dumneavoastră în această seară un prim-ministru al României care spune, uitați hoțul, Dan Diaconescu, am să-l acționez în instanță.
pe Dan Diaconescu spunând despre Victor Ponta că este un hoț și pentru că nu i-a permis să cumpere Olchimu, din punctul meu de vedere, niciunul dintre cei doi nu sunt credibili în momentul de față. Și cred domnul că actuala scuze, dumneavoastră i-ați fi permis? De ce? Erați acum în locul domnului Chițoiu. I-ați fi dat Olchimu? În primul rând, eu cred că dacă nu eram la guvernare, în momentul de față, nu organizam o asemenea licitație și o asemenea mascaradă. Astăzi am auzit o teorie cât se poate de interesantă pe care o consider falsă. Se spune în felul următor, Dan Iaconescu sau ceea ce face Dan Iaconescu în ultimele zile se datorează presei, jurnaliștilor, în special României TV, unde domnul Dan Iaconescu a dat mai multe interviuri în ultimul timp. Noi v-am spus de foarte multe ori că nu o să ne ascundem de nicio poveste care e importantă pentru România sau are semnificație pentru România. Iar audiențele au demonstrat acest lucru. Foarte mulți români sunt interesați de subiectul ăsta. Dar am să dau un răspuns. Nu presa e cea care l-a făcut mare pe Dan Iaconescu sau poate modul său de a face presă la OTV l-a făcut foarte cunoscut pe Dan Iaconescu. Dan Iaconescu e credibil și are un partid pentru că politicienii l-au acceptat. Și l-au acceptat cu asupra de măsură. Deja știți că reprezintă cât a avut la legile locale. 9%. 9% sunt oameni în consiliile locale. Viceprimarul domnului Bădescu e de la unul dintre viceprimarii domnului Bădescu e de la PPDD, adică și vorbim de un oraș mare, cum e Ploieștiul, care are câți locuitori are? Depinde de cine numără. Depinde cine numără, corect. Al doilea nu are. Deci nu spuneți că aveți probleme, nu mai spuneți. E un oraș foarte mare, deci PPDD-ul e reprezentat la nivelul țării în mod politic. Și de-a lungul timpului trebuie să știți că nu presa e cea care a călcat în studioul lui Dan Iaconescu de nenumărate ori. Ci politicienii sunt cei care s-au dus în studioul lui Dan Iaconescu și după ce erau date, ce v-am arătat noi aseară cu Elodia, da? O căuta pe Elodia sau când căuta biletul la loto și spunea, băi, nu ne-au lăsat aici în camera cu calculatoare, dând de înțeles că s-a întâmplat ceva cu biletul. Sau când dansau fete pe masă, da? Dansau fete pe masă, după fetele alea mai veneau și politicieni la domnul Dan Iaconescu. Așa s-a întâmplat. Așa că e greu de spus că presa e cea care îl face mare pe domnul Dan Iaconescu. Toată lumea e responsabilă la povestea asta. Și am să vă dau câteva exemple. Sper să avem timp să le dăm pe toate echilibrate, că de-a lungul timpului au fost foarte interesante. Să o luăm de sus, ca să zic așa. Ia să vedem. Domnul Băsescu a avut apariții și în 2009, și în 2012, nu știu, în 2007, nu mai aduc aminte. Cea pe care o vedem acum este din 2009. Foarte interesantă imagine, foarte interesantă. Domnul Traian Băsescu își dorește să câștige o femeie, să vedem dacă are putere din astea și ceea ce își dorește să împlinește. Spuneți dacă mai vreți să ziceți ceva înainte de a apăsa butonul. Opriți când vreți dumneavoastră, e dreptul dumneavoastră. Să fie fericit cel care câștigă. Iată, s-a oprit extragerea noastră, extragerea făcută de Traian Băsescu, cea mai mare extragere de la Revoluție încoace, la câștigătorul care are MF, deci o sticlă de vin, 25830602. Acum telespectatorul care știe că a trimis acest SMS în ultimele 3 luni de zile, sigur că e o cerere destul de grea din partea mea, ca dumneavoastră să fi memorat toate SMS-urile pe care le-ați transmis, dar încercați să fiți pe recepție cu toții, fiindcă aveți obligația ca din 3 încercări să răspundeți totuși președintelui țării la telefon și chiar dacă ați votat cu domnul Gioană, chiar dacă ați votat cu domnul Băsescu, chiar dacă v-ați abținut la vot, sunt 11 milioane de români care într-un fel sau altul au participat la extragerea asta prin membri ai familiei sau direct și să vedem dacă vor răspunde, va răspunde, să sperăm că e o femeie, cum zice domnul președinte, și în cazul în care răspunde, trebuie să aveți capacul câștigător. Hai că sună. Alo? Alo? Da. Vă bucurați că a luat doamna banii? Mă bucur. Mă bucur mult că am văzut așa ca om care trăiește cu trei femei în casă și care și mă simpatizează lupta asta a femeilor să răzbească. Am văzut că ele sunt mult mai chipzuite când au bani mulți, pe deosebire de noi. Asta e după alegeri.
Nu, asta nu este, e după alegerile. Asta e după alegerile din 2009, nu e înainte. Știu că e înainte, că eu mi-aduc aminte, de emisiunea asta, că pe vremea aia lucram în presă scrisă și monitorizam emisiunile astea. Înainte de emisiunea asta a fost una absolut dementă, deci înainte de Traian Băsescu, una absolut dementă despre o, nu știu ce compus chimic care intră în aliment, în nu știu ce aliment. Era ceva, vă zic, ceva înfiorător și eu mă gândeam cum poate scandalul Inichium, da. Și eu mă gândeam cum poate președintele României să, să se ducă la un astfel de post de televiziune. Dar domnul Băsescu a fost și mi-aduc aminte. Înțelegi, dar după și campanie... mi-aduc aminte că a făcut o audiență foarte bună, lumea s-a uitat să-l vadă acolo. Da, iar eu vreau să zic, apropo de ce spuneai mai devreme, nu presa ridică oamenii și duce și le creează, mă rog, notorietate și așa mai departe. Poate notorietate, da. Dar mi-aduc aminte de cazul Vadim în anul 2000, când lucram la Ziarul Adevărul și când toți șefii de gazete, mari gazete la vremea respectivă, s-au întâlnit la Clubul Român de Presă și au spus nu scriem nimic de Vadim. Rezultatul care a fost, Vadim a intrat în turul 2 la prezidențiale. Deci povestea asta cu presa care nu trebuie să mai dea... Există și un contraexemplu, este ține... Gigi Becali, care chiar este o creație a presei, este integral Gigi... o creație a presei. Gigi Becali este... A avut o platformă și de acolo... Da, domnul Dan Diaconescu... altceva. E, nu, e aceea situație... Nu, domnul Dan Diaconescu s-a făcut pe sine în mare parte. Pot să-ți mai arăt ceva, Lili Ruse, pentru echilibru, da? În campania de la referendum și domnul Crin Antonescu a fost acolo și a dat un interviu. Hai să vedem un fragment din interviu. Trebuie să remarc că până în minutul ăsta al emisiunii, dumneavoastră nu m-ați jignit pe mine direct niciodată. Ori Traian Băsescu o făcuse aseară până la ora asta de vreo 2-3 ori. Deci sunteți diferiți. Dar nu, stați puțin, mai e o diferență mare. Anumite puncte de vedere. Uitați-vă, da. Eu, să știți că... Deși, deci, repet, eu că zic... Nu vă voi arăsta nici... Da, asta nu sunt sigur. Nu vă voi arăsta nici... Știți că în prima seară, așa, încă nu fuseseră cele 11 porunci europene, eu am ieșit și am anunțat două lucruri. Că nu o să-l, în perioada de interimat, că nu, da, o să-l grațiez pe Adrian Năstase, da, că nu o să schimb șefii parchetelor și mi-a stat pe limbă să spun și al treilea lucru și nu-l voi arăsta pe Dan Diaconescu, dar m-am abținut. Era bine, dar vă asigur acum că nu vă arestez în nicio situație. Eu deduc următoarea situație, domnul Barbu. Socierea cu domnul Diaconescu e utilă, așa îmi dau seama, la anumite momente, da? Prezența acolo e utilă. După asta... devine proscrisul neamului. Poate că OTV-ul a avut epoca lui de glorie, dar eu nu mă pricep, dar înțelegerea mea, uitându-mă și eu la studiile astea de piață, este că cel puțin în 2012 OTV-ul nu mai are audiență. Are un așa e, nu mai are public audiență. Activ de vreo 40.000 de telespectatori. Unul dintre marile mistere sociologice este de unde vine electoratul lui Dan Diaconescu. Pentru că electoratul lui Dan Diaconescu nu se uită la OTV. Acolo nu se era neapărat... la OTV, exact, e foarte just observația. Acolo nu era neapărat dorința de audiență a oamenilor politici, cât dorința de, de asociere cu Dan Diaconescu. Este singura explicație, pentru că, așa cum spuneți, eu audiența la OTV nu mai e ce era pe vremuri. Nu mai e de mult ce era pe vremuri. Nu mai e de mult, da. În schimb, numărul de votanți al domnului Diaconescu este mult mai mare, mult mai mare decât audiența pe vremuri. Pentru că, repet, este același fenomen ca în anul 2000, domnilor și doamnă. Pe un fond de nemulțumire populară, pe un fond de guvernare proastă pentru oameni. Nu zic că a fost proastă pentru economie. Poate a fost bună pentru economie, dar proastă pentru oamenii aceștiei țări. Lumea simte nevoia să se ducă către un personaj exotic ca să dea, cum se spune, cu flit întregii clasei politice. E adevărat, dar îți amintesc cât de bună era situația financiară a revistei România Mare atunci, în perioada de care vorbești, lucru care nu se întâmplă la OTV. Asta e altă discuție. Epocală de la Dan Diaconescu. Mai am timp, am selectat atât de multe în seara asta, v-am spus, toată lumea a fost acolo. Nu nimic, mai dăm și mâine seara. Vreme, mai dăm și mâine facem seara. Un serial ca și noi. Chiar, bună pe urmele idee. Elodiei. Să facem un serial, ca să vadă cum s-a construit mitul Dan Diaconescu. Scenă epocală din studioul lui Dan Diaconescu, o să rămână în istoria politicii românești. Ia, hai să o vedem. Permiteți o mică intervenție, domnule Diaconescu. Sigur, e prima dată când sunt la dumneavoastră la OTV, poate telespectatorii dumneavoastră nu mă cunosc, eu sunt om de știință. Am un laborator de cercetare la Universitatea Tehnică din München, am lucrat 3 ani în Statele Unite, 5 ani am făcut cercetări în Japonia, deci vorbesc despre ceea ce știu. Și ce specializare? Eu sunt specialist în chimie, biochimie, dar biofizică, dar specializarea mea în știință este dincolo de orice dubiu. Domnule Diaconescu, astăzi m-am interesat toată ziua despre tot ceea ce înseamnă biomecanică, adică viteza cu care oamenii se mișcă și așa mai departe.
Mâna, dacă acest film ar fi adevărat, mâna președintelui ar parcurge aproape un metru în exact 0,04 secunde, cât durează un cadru. Asta însemna, dacă ar fi adevărat, că viteza cu care se deplasează mâna președintelui este undeva la 70 de km pe oră. Știți care este cea mai mare viteză înregistrată vreodată al pumnului unui boxer profesionist? Nu știu. 50 de km la oră. Deci, studii foarte amănunțite, găsiți pe internet de la Universitatea din Manchester, împreună cu o firmă privată foarte reputată în domeniul biomecanic, adică mișcarea mâinilor și a corpului, a determinat că cel mai bun boxer are o viteză maximă de undeva sub 50 de km la oră. Dacă aceste imagini ar fi adevărate, ar însemna că președintele își mișcă mâna cu o viteză aproape de două ori mai mare decât cel mai rapid boxor care a existat pe lumea asta. Deci este să fim serioși. Acum, ce se întâmplă? Asta face parte dintr-o serie de minciuni. Da. Poate explicația domnului Funeriu e adevărată. Studiile și domnul Funeriu e om de știință. O arată. Mă rămâne însă, cum să spun, această prezență în studio. Ghinion, imaginile alea chiar au fost filmate, știm numele celui care le-a filmat, a depus și mărturie. Seriozitatea domnului Funeriu de acolo, adică calcule de biomecanică, ce că... Da, e fără comentarii, cum se spune. La Universitatea din Manchester, deci asta a pus capac. Da, Universitatea din Manchester, la OTV au făcut toți banii. Mai sunt 5 zile, peste oră, domnul Dan Diaconescu trebuie să aducă banii în 5 zile, dacă nu, premierul a promis niște lucruri foarte grave. Noi mai avem 5 secunde, din câte înțeleg. Știrile serii, ora 23, încep în câteva minute. Și eu înțeleg cum se va desfășura campania. Ne vedem mâine seară la ora 21. Domnul patron, proprietar, veți merge braț la braț cu Dan Diaconescu.